acolo gruia. Hai să-l împartim. Tu, caprele astea mănâncă iarbă de pe geam. E pe jos, le-am umplut amândouă. Tu, ce te meșterești? Am udiarț, am ars mâncarea, practic nu mai vrei să o mănânci, a? Nu o să pune problemă, cum să nu mănânci când ți-e foame? Când ți-e foame mănânci, nu bați gegină. M-am gândit că să vin eu la mulți, ce zici? Și ce mă gândesc? Degată apa. Mai degrabă ne fim în tractor și merem după apă. Haideți să vedeți de unde aducem apă. Hai de mine. Cât avem de lucru aici în cătun. Avem mari probleme cu sursa de apă, că nu-i de unde, nu-i de unde scoate apa aici. Apa ce se adună în fântână, fântâna ce am curățat-o și avem și un video despre curățarea fântânii respective, nu vor să o bea caprele, deci nu e o apă bună, nu e o apă potabilă și caprele sunt animale sensibile, nici nu vor să o bea. Dar Daniel merge aici la o fântână în apropiere cu generatorul, cu pompa și scoate de acolo apă, crește animale, bineînțeles cu sacrificii și multă muncă. Vreau să vă povestesc un pic despre cum trăim noi în gospodăria asta din Cătun. Suntem off-grid. Off-grid îi zice în engleză, în română cred că ar fi fără utilități. Deci nu avem curent în momentul de față, deși sperăm să ne branșăm în viitor apropiat. Pe aici, pe acolo, până anumite puncte, avem și internet prin rețeaua de telefonie mobilă, dar serviciile sunt limitate. Cred că în perioada pandemiei s-a văzut cel mai pronunțat tendința românilor de a se muta la țară. Și foarte mulți dintre români își căutau sau încă își caută căsuțe off-grid sau căsuțe cât mai retrase, în pădure, departe de oameni, departe de civilizație. Că na, într-adevăr, omul vrea să aibă liniște, omul vrea să trăiască liniștit, să facă ce vrea el, să nu-l deranjeze nimeni. Pentru noi faptul că nu avem curent electric înseamnă că trebuie să cărăm generatorul ăsta cu noi, peste tot pe unde merem. Și sigur că atunci când trebuie să ne deplasăm într-o parte sau în alta departe de casă, un generator e foarte folositor. Însă atunci când ești lângă casă și trebuie să scoți cu pompa apa din fântână, sau să uzi ceva, sau să ai bec, sau să ai lumină în casă, că, pentru că fiind crescător de animale, nu-ți ajunge timpul dintr-o zi, generatorul ăsta ne cam încurcă. Pentru că e greu, e de cărat, e muncă suplimentară în plus. Haideți cu mine în video de astăzi să vedeți cât de departe mă duc eu după apă la o fântână, pentru că și în Maramureș, în perioada asta, e destul de secet, am avut incendii până unele locuri, incendii de vegetație, nu se știe dacă cineva le-a pornit sau au fost pornite de la sine, de la căldură. Ia uitați un teren de vânzare. Priveliște frumoasă. E un pic de pantă spre sud. De acolo răsare soarele. Acolo e soarele toată ziua. Și terenul e cu actele la zi. Cred că vreo 650 de euro aru. Dacă vă interesează teren în Maramureș, pentru o cabană, pentru o căsuță. Merem mai departe!
acolo e fântâna. Și eu trebuie să cobor pasta asta în jos. Așa, la vreo 3-4 km distanță, este o fântână din care caprele beau apă. Fântână pietruită. Văd că cineva își mai adapă oile de aici și vacile, probabil. No, dragilor, am ajuns cu bine acasă, tot este în regulă. Acasă, în cătun. Caprele m-au așteptat nerăbdătoare. Asta a fost video de astăzi. Spuneți-mi în comentarii reacțiile voastre. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dați un like dacă v-a plăcut acest video. Vă salut și ne vedem data viitoare. Okay.